criza este totdeauna o criză a ființei în lume. Este o criză a spiritualității, de fapt. Criza financiară este reflecția lipsei de intimitate a ființei umane cu sine însăși și cu viața. De fapt, criza a apărut în lumea financiară, este lumea speculațiilor, mai degrabă decât din lipsa de bogăție a planetei. Din punctul meu de vedere, problema de fond a crizei a fost ambiția fără măsură. Lăcomia. Lăcomia. Aviditatea și zgârcenia. Dorința de a avea mai mult decât ceea ce ai nevoie. Da, da, dacă noi astăzi brusc, toți cei care avem mașini, casă, televizor, frigider, renunțăm la toate acestea în toată lumea pentru a fi mai modești, își pierd locurile de muncă cei care fac mașini, fac televizoare, fac... Trebuie create alte locuri de muncă. Pot fi create locuri de muncă, de pildă, pentru energia solară. Pot fi create locuri de muncă care să servească sănătății generale a umanității. De pildă, moara de vânt. Pot fi create alte locuri de muncă. Dar scopul și obiectivul trebuie să fie bunăstarea omenirii și nu acumularea de bogății pentru foarte puține persoane. Sunt lucruri diferite. Da, e interesant pentru că acest concept oarecum îl regăsim și în politicile care astăzi se lucrează în laborator. Un fel de criză economică a confiscat, practic, marea verde la foarte mulți. În învățătura Zen este vorba despre o știință de a trăi doar cu ce ai nevoie. Si quelqu'un prend plus de ce qu'il a besoin. Dacă cineva ia mai mult decât ce trebuie. Că quelqu'un d'autre qui n'aura pas. Există altcineva care nu va avea ceea ce îi trebuie. Alors l'accumulation de richesse par atunci, acumularea de bogății de către țările bogate din această lume este paralelă cu sărăcia și cu înfometarea care există în cea mai mare parte a omenirii, în Africa, în Asia, în America de Sud. Atunci este o problemă de morală și de etică să nu consum mai mult decât ceea ce îți trebuie. De aceea, criza este mai ales o criză a țărilor bogate care vor să trăiască dincolo de ceea ce le trebuie cu adevărat pentru a trăi. Ce credeți că ne-a depărtat de spiritualitate? În România pot să spun că încă nu stăm rău, dar încă oamenii sunt la biserică, încă mulți au grijă să nu păcătuiască prea mult, dar în general, ce credeți că ne-a depărtat de spiritualitate? Je pense que depuis bon putem să facem cercetări de-a lungul istoriei, dar cred că mai ales începând cu anii 60 și cu hiperdezvoltarea țărilor occidentale, s-a stabilit o nouă religie mondială pe care o numesc religia pieței. Nu este doar un sistem economic, ci este și o ideologie care înlocuiește religiile tradiționale. Global? Global. Global. Global universal. Adică o religie unică. Religie unică. Pensée unică. O religie unică. O gândire unică. Le nouveau dieu, c'est l'argent. Noi zei sunt banii.
money, money. Noile ritualuri religioase sunt consumul și producția. Progresul și dezvoltarea fără limite sunt paradisul promis la capătul drumului. Și simbolurile religioase au fost schimbate cu noi simboluri economice, dar care nu se referă doar la un sistem economic, ci care acționează ca o religie. Însă religia pieței este o religie falsă, în sensul că nu îi dă ființei umane satisfacția profundă și răspunsurile fundamentale ale vieții. Religiile au apărut în lume mai ales pentru a ajuta ființa umană să facă față morții. Dar cu toate acestea, moartea în economia de piață este marele tabu. Moartea nu are o imagine bună, nu are o presă bună. Moartea fizică sau moartea economică? La mort biologique. Moartea biologică.